de aia de doar groapă. 64, 6 metri. Și pentru cât timp credeți că o să ajungă? Zeci de butelii cu oxigen se golesc în câteva ore. Este aerul care ține în viață pacienții care altfel s-ar sufoca din cauza infectării cu noul coronavirus. Zeci de paturi cu bolnavi sunt înghesuite unul în altul în containere așezate în curtea spitalului din Galați. Și tot nu pot oferi o gură de oxigen pentru toți pacienții care sunt aduși în valuri la spital. Sunteți vaccinat? Nu. Nu v-ați vaccinat? De ce nu v-ați vaccinat? De ce? Frică. V-a fost frică? Da. Și acum... Vă pare rău că nu v-ați vaccinat? Nu, doamnă, și nu pot să știi reacția omului. Tot au și eu pe la televizor. Mulți dintre pacienți așteaptă în ambulanțe sau în izolatoare chiar și zile întregi pentru a se elibera un pat în spital. Din păcate, unii dintre ei nu mai reușesc să ajungă acolo. 8 pacienți au murit în ultimele 24 de ore înainte să li se găsească un loc la terapie intensivă. Ambulanțele fac sute de drumuri în tot județul pentru a aduce alți și alți bolnavi, mulți în stare atât de gravă încât sunt găsiți inconștienți în propriile locuințe. Se duce o luptă continuă pentru viață pe fiecare metru pătrat din zona de COVID. O situație de asediu sau de dezastru niciodată n-a fost așa la niciun val de pandemie trecut. Avem în ultimele 24 de ore 18 morți de COVID, toți nevaccinați. Ne confruntăm cu o avalanșă foarte mare de cazuri, cazuri în stare foarte gravă, care cu necesar foarte mare de oxigen. În momentul de față, în toate izolatoarele din UPU, sunt în jur de 70 de pacienți. Nu mai sunt paturi, nu mai sunt nici măcar scaune. Medicii au cerut autospeciale de la Smurt pe care să le transforme în saloane chiar în curtea spitalului. Autospeciala de transport victime multiple, care până acum efectua transport pe COVID, suport COVID. Acum a rămas imobilizat aici până la noi dispoziții. În ultima săptămână, 74 de gălățeni au pierdut lupta cu virusul. Doar 6 dintre ei erau vaccinați.